Bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Vierăl Paizan și Dan Olaru, emisiunea Sportul de Vrancea. Iată, după un an de zile din nou acasă la Clubul Sportiv Ulise din Focșani, de la an la an Clubul Sportiv Ulise mai performant. Iată, de scurt timp întorci de la campionatele naționale de culturism și fitness, care au avut loc la Sibiu, dar și de la Cupa Federației, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, la Ianca, în județul Brăila. Clubul Sportiv Ulise a adunat mai puțin de 11 medalii la Ianca, la Cupa Federației, atât la junior cât și la senior. I-am alături pe invitații mei special din această seară, președintele clubului și antrenorul Florin Acuța în partea dreaptă a micului ecran, în stânga mea, imediat campionul național Giurea Vlad, și în dreapta mea, în stânga micului ecran, așa cum am avut o invitată specială și anul trecut, Lenuța Taban, de asemenea campioană națională, iată medalia de aur pe care a obținut-o acum câteva zile la Ianca. O bucurie imensă, pentru că spuneam și în ziarul Sportul de Vrancea, de la an la an Clubul Sportiv Ulise are performanțe din ce în ce mai mari și mai mult decât atât, Clubul Sportiv Ulise reușește să facă performanță ca sport individual la sectorul de seniori. Nu multe cluburi și nu multe secții din județul Vrancea reușesc să facă performanță după terminarea junioratului. La seniori, nu știu, poate implică și alte lucruri legate de metodele de antrenament, de pregătire, de alți factori care contribuie la obținerea de performanțe, dar Clubul Sportiv Ulise a demonstrat, iată, și la această ediție a Campionatului Național de la Sibiu, dar și a Cupei Federației de la Ianca, că avem și seniori în domeniul sportului în Vrancea care aduc medalii, medalii de aur, de argint și de bronz. O să încep cu Florin emisiunea din această seară și să rog să ne spună cele 365 de zile care au trecut de anul trecut, Florin, de la ediția de anul trecut până la această ediție. Au fost zile care și-au dublat orele de antrenament sau ai schimbat metodele de lucru în cadrul antrenamentului, pentru că chiar discutam înainte de emisiune, numărul de medalii aproape s-a dublat. Chiar mai mult decât jumătate din medalii obținute anul trecut ați reușit să obțineți în acest an. Bună ziua! Aveți dreptate, domnul profesor. Numărul sportivilor s-a dublat pe fondul cererii de către public a acestei categorii și a dezvoltării, ca să zic așa, dorințelor de a fi sănătos. Noi, odată ce începem să facem mișcare sănătos, avem și performanțe și oamenii văzând cât de ușor se obține această performanță, adică ușor spunem noi, încep să-și dorească din ce în ce mai mult. Și noi, efectiv, doar îi conducem cum ar trebui către un drum cât mai rapid și către o medalie. Numărul sportivilor anul acesta a fost la Ianca de 11 și am venit cu 11 medalii. Performanță foarte bună, deoarece anul trecut am fost cu 5 sportivi și tot așa am obținut vreo 5 sau 6 medalii, nici nu mai știu exact. Fac o paranteză, ca să veniți cu mai multe medalii trebuie, da, logic, da. Să veniți cu, da. Să mergeți cu mai mulți sportivi. Da, 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 nu.
La noi a reușit Lenuța o performanță remarcabilă, să obțină două medalii de aur acum și asta a fost, ca să zic așa, punctul culminant al performanțelor noastre, mai ales că noi nu aveam concurente la categoria fitness bikini și mai ales că ea e o doamnă care are și doi copii acasă și s-a menționat asta și în alte repetitori. A luat trofeu și ne-a uitat ramântări. Exact. Fetițele ei se bucurau fiecare de un trofeu și trofeile au fost foarte frumoase. Iar de la începutul anului noi am scos un campion național la junior, la Memphis Junior, și am stat derulat și ca o pregătire a lui pentru campionatul mondial, care va avea loc cam pe 10 noiembrie în Bistrița, deci un campionat mondial de culturism în România. Motiv pentru care noi suntem presați la maxim de timp și de pregătiri și de o grămadă de alte mici detalii. Florin, o să lăsăm campionatul mondial să discutăm în partea a doua emisiunii. Aș vrea să punctăm momentul, campionatele naționale de la Sibiu și campionatul Cupa Federației din cadrul campionatului național. Încerc să nu greșesc fiecare titlu al acestor competiții. Aș vrea să te întreb cum reușiți sau care e filozofia clubului sportiv Ulise vis-a-vis de trecerea unui sportiv de performanță de la juniorat la seniorat, pentru că iată, clubul sportiv Ulise demonstrează în comparație cu alte multe cluburi din județul Vrancea, nu aș vrea să mă refer la nivel național de data asta, mă refer doar la județul Vrancea, care fac performanță în diferite ramuri sportive. De la atletism până la tir și așa mai departe. Chiar am menționat în ziarul Sportul de Vrancea că ar fi două excepții. Alin Moldoveanu, care în continuare reprezintă și Clubul Sportiv Unirea din Focșani, dar mai mult se antrenează singur, a ajuns la un nivel în care se antrenează singur ca și campion olimpic, este deja antrenorul lui, și mai nou atleta Claudia Prisecaru, care iată la 20 de ani este legitimată ca și sportivă senioară la Clubul Sportiv CSM 2007, dar se antrenează cu un antrenor din altă localitate din țară. Cu aceste două excepții, în rest, doar Clubul Sportiv Ulise reușește să aducă, iată, medalii de aur, de argint și de bronz la campionatele naționale, la sporturi individuale. Care-i, știu eu, secretul, nu știu, poate îți cer prea mult, dar care-i filozofia Clubului Sportiv Ulise de trecere de la juniorat către seniorat? Aveți o anumită rețetă? Poate inspirăm și alte cluburi, alte ramuri sportive să reușim să avem rezultate și la alte ramuri sportive la seniori? Secretul nu pot să vi-l spun, pot să vezi, ca să nu știe, și pot să vă spun doar că noi facem sport, da, noi facem sportul, după filozofia mea, la un nivel mai spiritual și e foarte mult de discutat aici și atunci când dai sportivului o plăcere să lucreze, când îi dai încredere în propriile forțe și îl faci să-și dorească un mod de viață sănătos, atunci el își organizează singur activitățile sociale și reușește să devină propriul lui stăpân. Că durează un pic mai mult sau că factorii sociale îi dau un pic peste cap când iese la juniorat, dar își revin foarte repede și revin în cursa asta și își doresc ca să facă performanță. Noi acum avem mulți campioni, foarte mulți care au ieșit din juniorat, sunt campioni și sunt la lucrurile lor de muncă prin țară și cărora le mulțumesc pentru că ei, deși nu au participat, de exemplu, Ostache George nu a participat anul acesta la niciun concurs, a avut și o accidentare mică, se ocupă în locul meu de pregătirea juniorului pe care îl avem în București pentru campionatul mondial. Deci ei, noi ne ajutăm între noi și încercăm să facem la orice distanță, anume încercăm să creăm performanțe. Aici al trecem și pe Viorel. Și pe Viorel, că da, chiar da, nu mi și-au propozițiile și am... Viorel, te salutăm, te ajutăm la emisiunea viitoare. Da, dar e Viorel care, la fel cu Ostache George, alături de juniorul nostru și sperăm să facem o figură bună la campionatul mondial. Faci ce faci, te apropii de campionatul mondial. O să discutăm de campionatul mondial. Trecem un pic la Lenuța, pentru că
Așa este frumos. Lenuța, mă bucur să ne revedem. După un an aproape, nu? Am discutat acum un an aici la Clubul Sportiv Ulise. Ca soție, mamă și ca sportivă de performanță, ai reușit, glumeam la începutul emisiunii, să aduci câte o medalie pentru fiecare copil acasă, să nu se certe. Ești din nou campioană națională. Care ar fi drumul, așa, dacă te-ai uitat în urmă, parcurs de anul trecut până la această ediție? A fost mai greu? A fost mai complicat? Mai complex? Și care ar fi concluziile despre această ediție la care ai participat? Bună seara! Și eu mă bucur că am iarăși ocazia să fiu aici alături de colegii mei, da, colegii mei și emisiunea, da, bineînțeles. Drumul a fost mult mai ușor, pentru că cu fiecare competiție pe care, prin care treci, devine din ce în ce mai ușor și încrederea pe care o ai în tine este mult mai mare, pentru că încep să vezi cât poți și care este adevărata ta valoare. Și în sport și în viața de zi cu zi, și emoțional și psihic și tot. Fetele au 3 medalii și 4 trofee, da? Câte 2 de fiecare și na, câte o medalie de fiecare. Na, suntem 3 fete acum, da? Și cu mine. Au fost foarte bucuroase, la fel și eu, bineînțeles. Nu pot să zic că mă așteptam să iau de data asta aur. Rezultatul a fost copleșitor pentru mine și, bineînțeles, că am avut și emoții. Da, este o bucurie imensă să avem în Focșani, în județul Vrancea, o campioană națională. Probabil că și gala sportului din acest an, pregătită deja, pe câte am înțeles, de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Vrancea și cei care se vor ocupa de acordarea acestor premii de sfârșit de an, te-au nominalizat la această gală. Nu e ușor, în mod sigur. Am discutat la emisiunea trecută, țin minte, anul trecut, despre programul foarte complicat, complex pe care îl ai fiecare zi și de antrenament. Dar iată că rezultatele au apărut vis-a-vis de concurență, vis-a-vis de, spunea Florin Ancuța, poate că în acest moment concurența nu a fost cea care să îți creeze anumite probleme. Dar în perspectivă, cum te gândești că vei aborda următoarele competiții, cel puțin până la sfârșitul anului, dacă mai ai? O să mai am o competiție anul viitor, în septembrie. Este destul timp pentru a mă pregăti mult mai bine și pentru concurența care va fi acolo. Despre campioanele care au fost la Târgu Mureș, la campionatele naționale, probabil vor fi atunci și, bineînțeles, concurența este destul de mare. Și aici, la Cupa Federației, a fost o concurență de care m-am temut, să zic așa, pentru că apreciez foarte tare o tipă și care este foarte bine pregătită și i-am urmărit așa, nici nu știu de unde este, Bistrița sau, da, nu mai rețin, nu mai, așa, și o apreciez foarte tare, îmi place cum arată și, sincer, am avut așa câteva emoții că o să fiu sub ea, însă nu a fost așa pentru că rezultatul mi-a arătat că sunt și eu la fel de pregătită, ba chiar mai pregătită și asta îmi dă încredere în mine ca la următorul
la următoarea competiție cu mai multă muncă și pregătire și atenție, să ajung chiar la nivelul concurenței, adică a fetelor deja cu titlul de campion național la campionatele naționale de fitness. Ok, când preconizează Lenuța Tavan că va participa și va dori să obțină rezultate la o competiție internațională? Păi, așa cum e ordinea competițiilor, după competiția campionatul național, va urma campionatul mondial, care bineînțeles că se va face într-o țară europeană sau nu cred că în România. Se face anul ăsta în România, la anul ce vine nu cred. De obicei prin Franța înțeles că se țin astfel. Și dacă când voi obține titlul de campion național și la aceste competiții, va urma cele mondiale. Și ca competiția europeană și balcanică. Nu știu exact pe ce dată. O să ne spună Florin. Da, da, el știe mai bine. Încă eu mă concentrez pe ce am de făcut la naționale din septembrie anul ce vine. Ok, revenim, Lenuța, îi dăm cuvântul și ultimul invitat pe care îl prezint, Giurea Vlad. Vlad, la prima medalie, dacă nu greșesc, și chiar de aur. Dar înainte de a ne vorbi despre această ediție a campionatului național, o să te rog pentru telespectatori să te prezinți un pic. Cum a început totul în culturism pentru Giurea Vlad? Bună seara! S-o luăm cu începutul. În 2014, în primăvară, cred, eram cu un prieten și ne-am văzut amândoi cam slabi și am zis, băi, hai să mergem la sală, să mai punem și noi ceva masă musculară pe noi, că, na. Și ușor, ușor am luat-o amândoi, pas cu pas, nu știam ce facem deloc, ne duceam, trăgeam de fiare pe acolo, masa musculară cam întârziat să apară. Așa vreo 5 luni, atunci am decis să schimbăm sala. Apoi am venit la domnul profesor, la domnul profesor Florin la Ulise, atunci era în Bahne sala. Și domnul profesor m-a văzut atunci, mi-a recomandat să schimb antrenamentul, că ce fac eu n-o să dea rezultate. Și de atunci, pas cu pas am luat-o, mai îmi spunea ceva, detalii, și am început masă musculară, pe urmă mi-a zis că ar fi bine să merg la un concurs, mi-a propus să merg la un concurs. La început nu chiar eram așa entuziasmat, credeam că nu o să fac față, nimic. Și până la urmă mi-am dat accept, am zis hai că încerc să merită. Asta fiind în 2016, în 2016 la început am făcut pregătirea, au fost zonalele, tot de la Ianca, atunci a fost și prima mea medalie. Am luat aurul atunci la zonale. Și după, cu mai multă muncă, mi-a spus dacă vreau să particip și la naționale, atunci n-am fost deloc încrezător în mine, am zis că concurența e la un nivel foarte avansat, eu având foarte puțin timp, am zis că o să sărim etapa aceasta și pe urmă, cu mai multă muncă, ambiție, am ajuns la Cupa Federației și da, de anul acesta, al treilea an și aici încă o medalie de aur, așa, și în continuare o să ne mai povestești câteva lucruri, dar aș vrea să te întreb acum 3 ani, 2014, prietenul tău a renunțat, l-ai pierdut pe drum? L-am pierdut pe drum, a schimbat țara el. A plecat? Să menține într-un fel sau altul, să menține. Da. Dacă vrei, poți să-l saluți, pentru că emisiunea poate fi văzută în orice colț al lumii. Te salut, Cosmine. Fii tare!
dacă o să fii tare și când vii pe acasă, te așteptăm aici la Clubul Sportiv Ulise să lucrezi alături de Vlad, de Florin și de Lănuța. Campion național în doar 3 ani. E un vis pe care ți l-ai dorit împlinit, ai reușit. Da, chiar nu m-am așteptat, niciodată nu m-a trecut pe gând că o să ajung să iau medalii, dar da, aici este meritul domnului profesor care mi-a văzut și geneticul și mi-a zis că merită să încerc, sunt bine structurat și de aici totul a plecat. Asta fiind motivația de zi cu zi. Și acum încerc să mă pregătesc cât mai bine în continuare, alte concursuri, sper să fie mai bine pe viitor și eu dau tot ce pot. Vlad, o întrebare și apoi o să trec la colegii tăi. Cât a muncit Vlad în ultimul an, sau de la zonale de la Iancă, când ai luat-o taur, să spunem, până la această medalie de aur la campionatele naționale. Cam câte ore pe zi a muncit Vlad Jura pentru medalie de aur la campionatul național? La un concurs, la un sport, cum este și culturismul, este nevoie de 24 din 24 de ore să fii cu gândul mereu aici, la dietă, la somn, la numărul de mese. Trebuie să împarți și munca, trebuie să împar și familia acasă, dar zi de zi am fost conectat mereu. Am mai reușit o masă trișată, dar în rest și de Revelion am fost la sală și în fiecare zi, da, nu am sărit niciodată. Chiar dacă am fost prins cu treburi, plecat, unde m-am aflat, în altă țară sau alea, am fost mereu în sală. Deci dieta pusă la punct, mâncat cum trebuie, calculat, sfaturile de la domnul profesor, zi de zi. Așa cum am întrebat și pe Lenuța, concurența la categoria ta a fost una care te-a speriat la un moment dat, ți-a creat probleme sau consider că ai ieșit campion național fără doar și poate fără o concurență? Domnul profesor, când mi-a văzut concurența, mi-a zis să nu-mi fac griji, că e bine, dar atunci, plin de emoții și restul, na, credeam că o să fiu puțin la egalitate cu cel după locul 2, dar într-un final s-a adevărat că ce a făcut diferența de tine și colegul de pe locul 2? Cred că geneticul, structura, asta ar fi. În rest, nu știu, puțin, cred că am fost puțin mai definit decât concurența și cam asta ar fi. Bine, Vlad, vom reveni. Florin, Clubul Sportiv Ulise mai performant, mai mult și a dorit mai mult, din ce în ce mai mult, în fiecare an. Am povestit în emisiunea trecută, cei care doresc să o revadă o pot face, o pot vedea, emisiunea din 2016 cu Lenuța Taban și cu Florin Ancuța și cu Viorel Lazar la vremea respectivă, când am povestit de pașii pe care a urmat Clubul Sportiv Ulise până a ajuns, iată, la noua locație de aici, din Cartierul Sud. Este un pas important pe harta culturismului din România. Dar așa cum am întrebat-o și pe Lenuța și tot a povenit de campionatul mondial și a dorit să punctăm acest moment, iată că după un campionat național puternic cu 11 medalii, nu știu câte cluburi care au participat se pot bucura cu un asemenea număr de medalii obținute și cupe, urmează o competiție internațională. Care ar fi, să spunem, obiectivul Clubului Sportiv Ulise? Câți sportivi vor participa atât la juniori cât și la seniori? Și ce înseamnă un campionat mondial de culturism în România în 2017? Ținta noastră este acest campionat mondial. Noi avem un junior calificat la acest campionat, pentru că
doar campionii naționali de la junior și la master vor participa. Seniorii se vor ține în altă țară ca și campionat mondial. Și pregătirea noastră este, ca să zic așa, focusată pe acest sportiv care locuiește în București, Dragoș Andrei Titus. L-am văzut de foarte puține ori, deci pregătirea lui se realizează mai mult prin mijloacele tehnologice, ca să zic așa, și cu ajutorul celor doi sportivi, Lazar Vasile Viorel și Ostache George, care sunt în București și la solicitarea mea, la rugămintea mea, se deplasează, îl mai sfătuiesc, îi dau niște planuri de nutriție, fac antrenamente împreună cu el, îl motivează și tot arsenalul pe care îl cunoașteți deja de la Lazar Vasile Viorel se află în posesia lor. Noi sperăm ca la acest campionat mondial să obținem un loc măcar în finală, să zic așa. La ce categorie va concura sau la ce sector, secții? Da. Va concura la categoria men fizic junior, e categoria cea mai mare de înălțime, peste 1,75 m. Înălțimea lui este foarte mare, are 1,92 m și asta poate fi un mic dezavantaj, dar noi încercăm cu toată pregătirea necesară să-l poziționăm cât mai bine. Deci mai bine decât o să-l scoatem, nu s-ar fi putut face nimic ca să... Este la 1,92 m bine proporționat, Florin? Da, este subțire. El este destul de bine proporționat, dar este oarecum o categorie în care îi mai trebuie ceva masă musculară, iar metabolismul lui face ca el să acumuleze greu această masă musculară. Dar noi am făcut tot ce am putut ca să-l ridicăm, să-l... Provine din, să spunem așa, domeniul sportului? A mai practicat și alte sporturi până s-a hotărât să facă culturism? Da, el este instructor într-o sală la un alt elev de-al sălii noastre și pentru că arăta foarte bine, a fost direcționat către noi și a ajuns la primul concurs campion național. El e foarte ambițios, are un genetic destul de bun și noi construim la geneticul acesta zi de zi cât se poate, maximul de posibilități pe care le avem și noi. Dacă vrei pentru telespectatori să repetăm, când va fi campionatul mondial de culturism de junior din România și unde? Campionatul mondial va fi în Bistrița pe 9 până pe 10 de pe 9 până pe 12 noiembrie. Noi o să fim acolo și o să încercăm să facem o figură cât mai bună. Dar Vlad a uitat să menționeze că la categoria lui a bătut un multiplu campion național. Da, la categoria men fizic, cel care a spus că el e mai timid așa și cel pe care se temea oarecum și nu credea că o să îi fie superior. Se cheamă Vărzariu, băiatul, și este de la ACS Champions Gym. Este un sportiv care e redutabil și faptul că Vlad a reușit să-l învingă ar trebui să-l motiveze și mai mult, pentru că potențialul este foarte mare. Felicitări, Vlad! N-ai vrut să ne spui tu, le-a lăsat pe domnul să se despună. O să revin la Lenuța pe Facebook imediat după competiții. Ai primit foarte multe mesaje de felicitare, iar multe dintre ele, din câte am observat, ai primit din partea sexului feminin, domnișoare, doamne, care practică sau poate care nu practică, dar ar dori să practice și să ajungă la o o structură corporală așa bine definită cum o ai tu. Care ar fi, să spunem, pentru telespectatoarele noastre de data asta, mesajul unei campioane naționale de aici, de la Clubul Sportiv Ulise din Focșani? Ce ar trebui să aibă acea plecare către mișcare, către
sală, către fitness, către aerobic, către culturism. Bine, nu neapărat poate de performanță pentru început, dar care crezi, după părerea ta, că ar fi secretul ca și doamnele și domnișoarele din Vrancea să calce pragul clubului sălii de la Clubul Sportiv Ulise? Da, într-adevăr, multe reprezentante a sexului feminin m-au felicitat și asta tocmai și prin prisma serviciului meu. Cunosc foarte multe fete și ele mă apreciază și sunt foarte mândre de stilul meu pe care l-am adoptat. Sfatul meu ar fi acela de a se gândi și la ele și la sănătatea lor. Aici mai e și o chestiune de dacă le place zona asta a sportului, că sunt și multe persoane cărora, sigur că da, mai comode și eu știu, preferă să facă alte lucruri. Însă eu vin și din proprie experiență să le aduc cumva la cunoștință că a face mișcare, nu neapărat de performanță, cum ziceați, a face mișcare și a merge cât de cât constant la o sală de fitness sau aerobic, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai importante activități pe care poți să le ai într-o zi. Timp știu că nu prea are toată lumea, toate femeile, mai ales care sunt mame, soții, au serviciu și acesta este un impediment foarte, foarte important. Într-adevăr, fetele nu au acest timp, că sunt și cazuri care chiar nu au cum. Bineînțeles, poți să cauți soluții cumva, ar fi soluții. Cum reușește Lenuța Taban, cum a reușit Lenuța Taban și reușește în continuare ca mamă, soție, am mai spus-o, să își facă timp? În primul rând, mie îmi place ceea ce fac. Îmi place să arat bine, îmi place să am un corp armonios, sănătos. Din cauza aceasta reușesc să-mi fac timp, renunț la multe alte activități care nu sunt folositoare. Așa, da, sacrificii. Și îmi fac timp pentru asta. Repet, consider, pentru mine este cel mai important mod de a-mi desfășura activitatea. Vreau să transmit chestia asta, stilul acesta de viață, cât mai departe și a amicilor pe care le am, a copiilor chiar și a clientelor mele. Când ar putea să se întâlnească cu Lenuța Taban la sală? În ce zi din săptămână și la ce oră? Păi simplu, în fiecare zi, de luni până vineri. Păi ora depinde. Sunt zile în care vin dimineața, zile în care vin la prânz, zile în care vin seara, mai târziu. Depinde de... Viitoare luni, când ar găsi-o pe Lunța? Nu știu încă. Nu știu, eu îmi fac programul după zi pe alta. Nu pot să știu astăzi ce fac vineri, de exemplu. Ok, de sala e deschisă de dimineață până seara, asta da, e interesant. Da. De la 9 la 10, da. Și, ați văzut? Program non-stop. Eu pot fi oricând aici. Căutați-o pe Lenuța, pe campioana Lenuța Taban. O întrebare care va fi valabilă și pentru Vlad și pentru Lenuța. A fi campion național înseamnă, Vlad, foarte multă muncă, e clar, fără discuții. Poate și lipsa ta de modestie, domnul profesor te-a completat, ai trecut de un multiplu campion, nu e chiar ușor. Dar a fi campion național mai înseamnă și altceva. De acum, eforturile și munca ta de a-ți păstra titlul la următoarele ediții va fi, după părerea mea, și mai mare. Cum vezi lucrurile în acest sens
vei mai da șanse, cel puțin în următorii ani, altora? Sau vrei, Vlad Giurea, Vlad vrea să rămână campion național mulți ani de acum încolo? Și îl salutăm pe Cosmin, nu? La anul îl așteptăm la campionatul național. Ia fii atent, Cosmin, acum, fii atent. Nu știu, deocamdată cred că pot continua, dacă îmi rămâne programul, pot continua și sper să nu le dau șansă să-mi apăr mereu titlul, dar nu pot vedea viitor, nu știu sigur acum, dar încerc. Se va antrena Giurea Vlad mai bine, mai mult față de cât s-a antrenat până acum? De la medalie la medalie, da. Aceasta este și ambiția. Câștigi concursuri, mergi mai departe, moralul este bun, colegii ne ajută, ne ajutăm între noi și mergem mai departe, trebuie să luăm medalii. Lenuța, pe lângă faptul că vor veni foarte multe doamne și domnișoare începând de luni la sală să te caute de dimineață până seara, nu știu care și cum vor reuși să te prindă, dar care vor dori o vor face, cât și cum va munci Lenuța Taban până la ediția viitoare a campionatului naționale să-și păstreze titlul? Lenuța Taban va munci mai mult pentru că este o perioadă destul de lungă pentru a mă pregăti mult mai bine pentru campionatul național. Voi acorda o mai mare atenție alimentației și a antrenamentelor în sală. Voi munci mult, ca și până acum, și abia aștept. Să mai da, sigur. Da. Ok, Lenuța, suntem siguri că așa va fi și la anul și la următoarea ediție a campionatelor naționale. Vlad, Giurea, motivarea este foarte importantă. Probabil că secretul motivațional al domnului profesor al clubului sportiv Ulise a făcut ca să și obțineți atâtea medalii la această ediție a campionatelor naționale și la Cupa Federației, dar motivarea după titlul de campion național pentru tine, cam ce crezi că ar urma? Ce ar vrea Giurea Vlad să mai obțină după un titlu de campion național la nivel atât intern cât și extern, internațional? Da, motivarea este foarte importantă. Cred că la anul tot zonal și național o să particip și cred că peste 2 ani încerc și ceva mai departe internațional. 2019, da. Încerc și internațional să văd dacă pot, dacă rezist presiunii, dacă corpul răspunde și la masă musculară mai mare și atunci o să văd în perioada aceea. Ok, Vlad, să-i dăm cuvântul domnului profesor Florin Ancuța. Florin, am o hârtie aici, chiar o să te rog să treci un pic în revistă numele sportivilor care au obținut rezultate acum de curând, categoria la care au participat și în mod sigur, stimați telespectatori, promitem eu și colegul meu, Dan Olaru, că îi vom avea invitați și pe restul. Ne vom face timp să îi aducem la microfonul sportului de Vrancea TV pentru a vă spune și câteva cuvinte. Florin, campion după campion, de la an la an, mai mulți și medalii mai bune. Care sunt ei? O să mergem pe același drum, cum v-am obișnuit. Eu mă bucur în primul rând pentru toți cei care au participat și au luat medalie, pentru că fără să-și dea seama a devenit niște mici formatori de opinie și lumea, văzându-le performanța atât cât este ea, ar fi și interesat oarecum de un mod de viață atât de sănătos și să arate și oarecum bine. Aceștia întrebându-i și, ca să zic așa, cerându-le sfaturi despre un mod de viață sănătos, îi va forma pe ei ca și o personalitate și va avea în contextul acesta un cuvânt de spus în dorința lor de a da și mai mult. Iar prin dezvoltarea acestui sistem încercăm să facem pe orizontal așa o construcție a tineretului ca să avem undeva în viitor, sau ca să zic așa, să avem viitor în sport. Sportivii care au participat și au obținut
performanțe la acest concurs au fost la culturism junior mari plus 80 de kilograme în strate Ovidiu, au obținut locul 3, la culturism clasic junior open Sloscaru Narcis a obținut locul 2, la men fizic junior 178 cm cu farul Andy a obținut locul 3, la bikini fitness senioare 160 cm Taban Lenuța a obținut aur și a câștigat încă un aur la categoria open, unde a învins câștigătoarea categoriei mai mari de înălțime. La culturist senior 80 de kg Costache Daniel a obținut locul 2, la culturist clasic senior 175 cm Vasco Daniel a obținut locul 2, la culturist clasic senior plus 175 Enache Alex a obținut locul 3, la game clasic 175 cm Giurea Vlad a obținut locul 1, la, și a participat la open-ul categoriei, unde s-a bătut cu concurenții celorlalte categorii și a fost la o mică o virgulă, ca să zic așa, de câștigarea și a open-ului. La open la care s-a bătut și anul trecut la tot la Ianca cu campionul local de acolo, Novak Ionuț. Și când și anul trecut ar fi fost tot așa la un pic de a-l învinge, noi încercăm la anul să chiar să-l învinge. Da. O să continuăm după Vlad cu următorul câștigător, a fost Lazar Vasile Viorel la Game Classic, a luat locul 3. Locul 3 a avut niște concurenți foarte buni, foarte buni. La culturist master, iarăși o surpriză, David Ion, da, un sportiv care s-a apucat de jumătate de ani de pregătire serioasă și a obținut locul 2. Deci o performanță notabilă, în cont că sportiv peste 40 de ani greu se mai motivează așa ușor și s-a oprit, ca să zic așa, luptându-se cu un multiplu campion național, participant la campionate internaționale, cu care chiar s-a bătut parte în parte și a fost onorabil locul pe care l-a obținut. Iar la Body Fitness Master feminin, o sportivă tânără, o sportivă din Adjud, Zaharia Otilia Mihaela, a obținut locul 4 pentru prima oară în concurs și cu o pregătire foarte mică, ca să zic așa. Încercăm la anul să fim și mai buni de atât. Mai buni, dar poate reușim să aducem desfășurarea campionatelor naționale și zonale de la Ianca la Focșani, ca Ionuț Novac să nu mai aibă suportul, să spune, terenului propriu. Poate asta a făcut diferența cu Vlad. Să aibă Vlad și cu Lenuța să aibă suportul terenului propriu. S-ar putea organiza la Focșani aceste zonale și campionatele naționale? Pentru că mi-ați dat ideea, o să încercăm să facem niște demersuri, poate organizăm la Focșani, pentru că văd că interesul este din ce în ce mai mare. Înainte de a termina emisiunea, am depășit cu mult timpul, am zis că o facem de 30 de minute, dar am depășit-o, dar îmi face o deosebită plăcere, pentru că am depășit timpul rezervat emisiunii cu niște campioni naționali și un club care face cinste județului Vrancea. Florin, ai pomenit de Ion David. Sportiv debutant, la senior, peste 40 de ani, apropo de motivație, un rezultat extraordinar. Apropo, Clubul Sportiv Ulise primește și lucrează și cu sportivi de peste 40 de ani. Da, și scoate și campion și vicecampion național. Da, noi avem mai multe titluri de campion la master și nu ținem cont de vârstă, noi lucrăm în absolut orice condiții și cu orice fel de material al clientului, ca să zic așa. Felicitări, le-am dat o idee celor de la Clubul Sportiv Ulise, Viorel Paizan și Dan Olaru, vă mulțumesc pentru atenție. De ce nu poate ediția viitoare a Campionatelor Naționale de Culturism și Fitness să se desfășoare la Focșani, chiar în Catedrala Sportului Vrâncean sau de ce nu chiar în Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia, pe scena teatrului din Focșani, unde se pot organiza, iată, aceste campionate naționale de culturism și fitness. Avem argumente ca Federația Română de Culturism și Fitness să acorde Focșanului acest drept prin Clubul Sportiv Ulise, care a demonstrat că la Focșani se face într-adevăr
culturism de performanță. Le mulțumesc invitațiilor mei, Lenuța Taban, Vlad Giurea și, bineînțeles, Florin Ancuța, tuturor celor prezenți aici la Clubul Sportiv Ulise, spor la treabă și să ne revedem cu mai multe medalii, mai mulți sportivi și, de ce nu, mai multe debutanți, așa cum a fost și Nelu David. Pe curând, numai bine, la revedere!